Așa. El zice că pică Poco și Cal. Poco și Poco cine? Zică, Poco și Poco și Rico. Și Sprout, și Sprout. Deci Poco și... Deci Poco Rico și Poco și Sprout. Ok. Hai să vedem cine ce dreptate au avut. O picat Jackie. Da. O picat Sprout. Felicitări. Și o picat, nu cred că am dat, o picat trei brawler noi. Trei brawler din același box, din mega box cu 7 iteme. Ți-au picat trei brawler, printre care au fost și Cromatic. Salutare vulpițelor și vulpișorilor, suntem aici alături de Denis și Patrick cu Vreau Byron. Salut! Salut! Și astăzi facem opening pe contul lui Denis. Ești, cum să zic, nerăbdător să vezi ce se întâmplă pe contul tău? Da, am lăsat un cont și mi-a picat Sprout. Ah, ce bine, ce bine, bine. Și ești aici cu prietenul tău, Patrick, care am înțeles înainte să începem să filmăm că voi vă mai jucați așa din când în când și cumva l-ai adus aici să ți aducă noroc, așa-i? Da. Super. Hai să vedem ce brawler ai tu pe contul ăsta, ai 6 din 43. Este un cont secundar, nu? Din ce văd, bănuiesc că... Da, astăzi l-am făcut. Astăzi l-ai făcut, am înțeles, și ai făcut 41 de boxuri într-o zi? Da, deblochez questurile și acum de foarte multe questuri și le-am făcut pe toate. Aoleu, mamă, ce tare! Ce tare! Știți, vulpițelor și vulpișorilor, că vă zic eu că minim 30 de boxuri și voi sunteți ceva de genul, aoleu, 30 de boxuri și ia uitați exemplul lui Denis, chiar într-o zi a făcut 41 de boxuri, deci nu e chiar așa greu. Chiar 41, cum sunt și gemuri și... În fine, ai făcut taiere, mă refer. Da. Mă uitam acum că pe celălalt cont ai 12.000 și ai crow. Ok, felicitări. Bun, hai că începem nebunia aici pe contul tău și să vedem dacă o să spice ceva. O să te pun să ghicești când e să strălucească, dar să nu vă uitați pe profil. Bine. Să ghicești așa din mintea voastră. Ce credeți că pică când pică? Eu sper să pice ceva. Da, așa speri? Mă bucur. Asta înseamnă să-i fii prieten, să speri acolo pentru el că pică și să știi că strălucește. Ia spune-ți ce credeți că pică. Cred că pică... Poco, că pică mereu. La început. Ce pică? N-o să strâng și o box-o până încă să te-ți dau cei. Da? Super. Abia aștept. Acum să-mi spuneți un brawler. N-am înțeles ce ai zis tu, Denis. Ai nevoie de epice. Eu, dacă am nevoie de epice, n-am reținut exact ce brawler avea, nu mai știu. Posibil să nu aibă. N-ai epice, nu? Nu, n-am. Deci poate să epice, pică. Pică Tara, eu zic epică. Tara? Eu zic că pică Poco. Poco și Tara. Mamă, ambiții mari, auzi, Tara, mitică, direct, ok. A, știți ce a picat? El Primo. El Primo. Ah, El Primo. Da, n-ați fost foarte pe aproape, niciunul dintre voi. Mai exersăm, mai exersăm. Momentan nu... Ah, n-am prea înțeles ce ai zis. Te pite și rare. Păi da, da. Acum să știți că iară strălucește, mai ziceți tot așa un brawler care credeți că o să-i pice? Carl? Carl, așa, avem o variantă? Ce o zic că e Carl? Da, v-am spus de acord. Da, voi v-ați uitat pe profil, recunoașteți? Nu. Nu recunoașteți. Recunoașteți că... Deci nu vreți să recunoașteți că v-ați uitat pe profil sau nu, nu v-ați uitat pe profil? Nu, nu ne-am uitat. Am înțeles. Sigur că cam râdeți acolo așa. V-am prins sau nu v-am prins? Mă, nu vor să recunoască. Eu cred că s-a uitat. Eu așa cred.
Discord-ul, cred. Da. Ai văzut că știu după sunet. Da, Discord. Bun, momentan nu ți-a mai dat nimic. Aștept să-ți strălucească ceva aici. Se ține greu opening-ul la tine aici. Nu prea vrea așa. Că o să fac un cont nou și o să ajung la misiuni și o să-ți dăm multe misiuni și o să-ți dau ție box opening-ul. Super! Abia aștept să mai fac opening-uri de la voi. Îmi scrieți tot așa pe e-mail? Uite, cum i-a scris Denis, așa poți să-mi scrii și tu pe e-mail. Sper să-l ID, îmi scrii că ai opening și eu îți răspund. Poftim? Pe Insta poți să scriu. Nu pe Insta, că mi-este greu să văd acolo, îmi prea vă mesajele, îmi scrii pe e-mail-ul. O să-ți explice Denis, vorbești tu cu el după ce filmă, cum se poate să-mi trimiți un opening. Să știi că am deschis un mega box și are 7 iteme. Wow! Să-i pice 2 brawler noi! Exact, exact! Ce credeți că fică? Mie ne-a picat 2 brawler. Și ție? Eu zic că-i pică... Așa? Eu zic că pică Poco și... Hai. Poco și cine? Poco și Poco și Sprout. Deci Poco Rico și Poco și Sprout. Ok. Hai să vedem cine ce dreptate au avut. O picat Jackie. Da. O picat Sprout, felicitări. Și o picat, nu cred că o dat, o picat 3 brawler noi! Ce-o 3 brawler din același box, din mega box cu 7 iteme, ți-o picat 3 brawler, printre care au fost și cromatic. Ce cromatic? Colette? Da! Nu cred. Ești fericit, nu? Oh my god, cât bulan zice lumea pe chat. Mama, nu cred. Voi, se ține norocul astăzi. Ai văzut dacă ai venit cu prietenul pe Discord? Vezi? Să-l mai chem data viitoare. Uite cât noroc ți-o adus. Mamă. Nu știu ce să-ți mai zic, că deja ai primit prea multe. Nu știu dacă mai primești al... Nu cred, măi, iară strălucește. Și? Și este Poco. Ai primit în sfârșit și Poco. Da. Azi e bine de început. Bine, chiar foarte bine. N-am mai picat 3 brawler din același box de... Mult timp. Niciodată, maximum pădezi 2. Da, adică, eu mă așteptam și eu la 2, dar ție ți-o dat 3, adică, deja e prea de tot. Să știi că ai avut un noroc. Mamă, ce noroc ai avut. Iar îți strălucește, nu cred. Îți mai dă un brawler. Wow, este Penny, mamă, câți brawleri ai primit, nu-mi vine să cred. Mă așteptam la așa duroc. Wow, mă, și ăsta e cu 6. Mamă, tu primești brawler după brawler. Ce e pe contul tău? Hai, să vedem ce pică. Scuze-mă, e uns cu miere contul tău. Uai, ți-a picat Edgar. Doamne, ferește. Știți că... Da, faza e că toți l-am deblocat pe Edgar și e prima dată când văd că pică, știi, asta e ciudat. E sentiment super ciudat să vezi că îți pică Edgar. Când... Pe prima minute când o să-ți dau box opening, o să-mi pice Edgar. Păi, tu nu ai Edgar? N-am. Păi de ce nu o vezi? Voi nu ați fost... Da, acum mă întreb chiar tu, de ce nu aveai? Tu ți-ai făcut... Ai zis că... Ți-ai făcut contul de acum, nu? N-am făcut contul de când a dispărut. L-am făcut contul mare pe Edgar gratis. Ah, deci iar tu ți-ai făcut contul după ce a trecut. Am înțeles. Interesant, chiar mă așteptam, nu mă așteptam să pice Edgar, de asta mi s-a părut super ciudat. Dar foarte tare, oricum. Sunt curioasă dacă îți mai dă, că deja ți-o dat la brawler de... Li-am pierdut șirul.
Foarte, foarte tare. Filmezi Houdini. Stai puțin, că a venit Houdini aici. Am zis că ai picat 3 brawler noi. Da, din același box. Din același box? Din același box. N-am mai pățit asta de mult timp. Maxim 2 am văzut, dar 3 n-am văzut. 3! E să mă pun cu... Box sau din ce? Da. Mama mia. Stai că mă pun și eu cu Edgar pe ecran, dar acum mai avem ceva într-o firot. Ce pica, ce brawler ai picat? Colette. Și încă doi, dar numai pe Colette are ținut-o că e cromatică. Ah, Sprout și încă unul. Doamne, deci oricum super tare. Oare pică ceva din Sprout? Nu știu, dar acum o deblocăm pe Jessie, deci ne-am umplut de brawler. Astăzi chiar avem o grămadă de brawler, deci n-am mai reușit să-i număr. Așadar o să vă pun la sfârșit să ghiciți câți brawleri avem în total, cei picați cu cei deblocați astăzi. Așa că să vă... să începeți să-i numărați în minte. Gata, am terminat, ziceți repede. Înainte să mă apuc să-i număr, câți brawleri am primit astăzi în total cu cei deblocați? 10. 10, așa, și tu? Eu cred că 20. 10. Ok, ne apucăm să-i numărăm acum. Avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brawleri. N-ați fost prea atenți. Da, felicitări, aveți 9 brawler și eu bineînțeles că mă pun cu Colette să mă joc împreună cu voi. Pe ce vreți să ne jucăm? Pe gengre, pe fotbal, pe cam astea două? Hai la brawler. Bine, haideți pe fotbal. Pregătiți? Să dăm bătaie? Sau sper că nu să luăm bătaie, sper că dăm bătaie. Se aude ceva pe fundal, nu știu ce. A, de la mine, cred că. Prește televizorul sau ce merge acolo pe fundal. Stai că la mine, că mai fratele meu în spate. Și la frățior să oprească televizorul. Nu e la televizor, să face gălăgie. Am înțeles. Frățiorul, mai încep cu gălăgia. Filmăm și noi în episod aici. Laud că cântă. Ce ne cântă pe acolo? Hopa, hopa, nu ne dă gol! Vezi că ne dă gol! Byron, apără, apără! Aaa, Tomar contul ăsta blestemat. Trebuie să ne băgăm, trebuie să ne băgăm. Hai că m-am băgat dacă e. S-a băgat toți pe mine. Erip. Iară vină și ea. Iară vin. Ia-o tu pe o parte, eu pe altă parte. Sau nu știu cum să fac. Aveți grijă. Byron, ia mingea și dă-o încolo de acolo. Nu ține lângă poartă. Așa, bravo. Arunc-o în față. Așa. Mamă, de-am reușit să dăm și noi în gol. Ce bine ar fi. Ia vezi, hai cu mingea, hai cu mingea, că eu mă bag pe ei aici. Du-te, 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 haide Byron, bagă-te și tu, poate reușești tu să dai golul. Du-te, împinge mingea. De ce nu te-ai băgat în poartă? Puteai să o împingi. Sunt prea tank. Dacă n-am eu nu pot. Păi puteai să te bagi așa puțin, că era direct în poartă, numai un pic de o atingea, intra în poartă, știi? Opa. Ei sunt de apropiere, noi suntem doar de depărtare. Aoleu, faze că o să câștige, că nu mai avem timp. Numai dacă se întâmplă vreo minune. Hai în partea asta alaltă. Hai în partea asta alaltă. Așa. Vai, 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 vai. E greu. Trebuie să înaintăm și noi puțin, așa că... rip. Nu mai e viață. N-am putut. Dar o să pierzi minus 0. Asta este. Ca atâta. Am încercat să-ți facem trofee, dar asta este. Măcar știi, n-ai pierdut niciun trofeu, cel puțin pe contul ăsta, nu știu de voi.
Dar măcar nu s-a pierdut aici nimic. Dar eu cred că trebuie să fiți super fericiți, adică trei brawler noi din același box nu s-a mai întâmplat de mult. Și vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la cât mai multe opening-uri cu succes ca acesta. Aștept să înscrieți pentru opening-uri pe e-mail. Îngăsiți adresa de e-mail în descrierea episoadelor de pe YouTube. Înscrieți acolo în mesaj, uite Foxy, ăsta e Supercell ID. Vreau să-mi faci opening, am atâtea boxuri și eu o să-ți răspund. Nu uitați să vă abonați, like, share, subscribe, să vadă și prietenii voștri, colegii voștri. Instagramul meu este foxy.insta și vă aștept pe live pe primul link din descriere. Vă pup! Pa, pa!